Bun, deci hai să continuăm cu ultimul strat, da? Dar înainte de asta să facem mici corecturi, da? Deci punctul 16. Dacă noi n-am verificat, deci dacă la grosime 4, aici dăm 0, rămâne în aer punctul 16, da? Rămâne aici. Asta odată și într-al doilea rând rămâne locul ăsta liber, care nu... Asta de la stratul 5, pentru că nu este legat de punctul pe 15 sau punct, alt punct, da? Pentru că n-a direct. Aici dacă dau tot 0, s-a dus, dar au rămas punctele astea aici, da? Deci asta trebuie să corectăm. Deci băgăm 0,2, 0,25. Bun, deci să mergem în stratul 4, da? Suntem în stratul 4, e ok. Pe 16. Pe 16 cum se construiește și de ce trebuie să-l construim? Îl construim doar dacă avem grosime la S4, da? La stratul 4. Și atunci facem condiția să funcționeze în felul următor. Deci du-te delta Y minus, da, cu tare, în condiția în care minus straturi. Nu știu dacă merge așa ceva. Dar hai să încercăm. Vezi că atunci mă legam de... Îi adăugam distanța, dar aici este vorba de grosime. Dacă eu îi scot grosimea, el o să plece în sus. Aici era mișto, la front point, da? Din AP2. Să meargă cu condiția în felul următor. Dacă grosimea stratului 4 este egal cu 0, atunci pleacă în pe 15. Sau nu pleca nicăieri, sau nu-l fă, nu crea, da? Dacă nu, pleacă. Dar aici nu poți să-i pui, aici trebuie să selectezi un punct oarecare. Și el pleacă din AP2. Bun, hai să improvizăm valoarea 0. 0. Punctul a rămas acolo. Mie îmi trebuie să dispară cu totul punctul respectiv. Dacă bag aici minus 1. Pe 16. Da? Deci pe 16 rămâne minus 1. Pe 16 ăsta rămâne. Și trebuie să fac ceva cu el să dispară. Plus 0,2. A dispărut. A, s-a dus. S-a dus rău de tot. Pentru că... A, nu, alea sunt altceva. Am înțeles. Deci aici băgăm 0. Aici băgăm 0. Da, și aici băgăm minus 1. Ce-am băgat eu atunci? Pe 16. Mulți cu 0. A dispărut. Aha. Deci putem să facem în felul următor. Dacă if deschidem paranteza G4. G4 este mai mare decât 0, virgulă, bagă formula asta. Dacă nu, virgulă, zero. Ia să vedem dacă merge cu 0. Merge și cu 0. Nu știu ce a făcut, dar i-am băgat 0. Da. Copiem.
Și după același principiu trebuie să încercăm să facem și la 5, da? Deci la 5 dacă mergem în P22, același principiu, dacă if G5, G5 este mai mare decât 0, virgulă, formula respectivă, dacă nu, virgulă, bagă 0 sau false, s-ar putea să meargă și varianta cu false. Da, a dispărut, nu mai face. Perfect. Și acum să băgăm înapoi la straturi aici. G4 în 0,15 l-a făcut și în 0,2 tot l-a făcut. Parfum. Deci este funcțional. Putem să-i dăm save, să mergem la flow chart. Asta să-l ridicăm mai sus, sus și să facem ultimul strat care se numește strat 6. Adăugăm o secvență. O dăm mai jos și secvența asta o numim strat 5, strat 6, strat 6. Da? Și o facem rapid cât n-am uitat ce am făcut în partea cealaltă. Strat 6. Ok, dublu click pe el, adăugăm un punct, deci plecăm din origine pe delta Y, minus, deschidem paranteza, G1 caps lock G1 plus G2 plus G3 plus G4 plus G5 și gata, da? Deci de ce plecăm noi de la punctul din origine? Pentru că dacă un strat nu-l avem, el îl va scădea. Noi dacă ne legăm de punctul 24, în principiu putem să ne legăm aici de punctul. Da, nu putem să ne legăm, că dacă stratul respectiv nu o să existe, nu o să mai fi nici punctul pe 24, da? Și atunci nu putem lega. Dar de grosim putem să ne legăm. De exemplu, GT dacă va fi 0, va fi minus 0, da? Deci, practic, se va scădea. Ok. Și acum punctul e ok, vine aici, da? Deci e bine unde vine. Mai adăugăm un punct. Și am zis noi că de data asta plecăm direct. Nu, nu plecăm direct pentru că aici avem o problemă când plecăm direct. De fapt, nu avem nicio problemă, avem doar problema când ridicăm balastul la asfalt. Dar oricum, deocamdată mergem așa și dacă e să modificăm ceva, vom modifica. Deci ăsta trebuie să plece din AP2, da? Și trebuie să plece cu delta slope în delta Y. Aici trebuie să fie talus acostament, da, tac, tac, așa, și la delta Y trebuie să plece cu if, da, dacă G5, G6, G6 încă nu am, trebuie să creez G6. G6 care este dublu nu știu ce, băgăm aici 0,1 și scriem grosime 6. Nu așa, mă, nu așa. Grosime 6 și aici grosime 5. Grosime 6, da? Deci ăsta, G5, G6. G6 trebuie să fie mai mare ca 0 ca să îndeplinească condiția de minus. Deschidem paranteza G1 plus G2 plus G3 plus G4 plus G5. Închidem paranteza sau 0. Da? Închidem paranteza. Enter. Minus tac. A. N-am înțeles. Deci pe 25 este ăla, pe 26 este ăsta. Da, e bine. Da? Minus tac trebuie. Ok. Și la asta nu putem să adăugăm niciun de ăsta pentru că pleacă de acolo. Mai adăugăm un punct care pleacă din
pe 26. Pe 26 și pleacă cu slope în delta Y, care slope este minus tac. Și delta Y este la noi G5, G6. Minus G6. Da, e bine. Și mai adăugăm în la asta deja putem să adăugăm link-ul. Și mai trebuie să mai adăugăm încă un punct care să plece din P25, din P25 cu minus G6. Da, grosimea stratului 6. A plecat, putem să-i dăm și link. Așa, și mai trebuie să mai adăugăm un link care să unească punctele 25 cu 26. Ia să vedem. 25 cu 26. Da, și ne mai trebuie încă un link care să unească 28 cu 27. 28 cu 27. Complicat. Și la urmă stratul de să dăm și nume. Asta la noi NS5 a fost, da? NS6. NS6. Care este string și valoarea implicită este strat de formă. Strat de formă, așa și zicem. SF, strat de formă. Și aici zicem nume 6. Nume 6 și aici la cod îi zicem NS6. NS6. Să fie strat de formă. SF, strat de formă, balast, piatră spartă, da? Și aici mai trebuia să avem noi L31. L31. Asta în cazul în care avem L31, dar dacă nu avem 31, adică dacă nu avem stratul ăsta, grosimea asta, dacă e 0, nu mai avem L31, da? Dar nouă ne trebuie L31 pentru a crea suprafața la patul drumului. 0,1 și atunci ori creăm un link asemănător cu punctul P28, P27 și definim patul drumului, da? Adică adunăm toate straturile . Asta cred că fi cea mai bună situație. De exemplu, S5, dacă îl șterg. E bine, se șterge. Da, deci trebuie să mai construiesc încă un link. Care tot să plece de la origine, să plece din AP2. Ia să vedem noi aici la taluz acostament. Dar aici dacă îi dau 0, ce se întâmplă? Banc. Frumos, foarte frumos. Aici ar mai fi ceva taluz acostament. 1,5 în teren, în realitate, de multe ori terenul vine undeva până aici, da? Se intersectează undeva în zona asta. În momentul în care se intersectează cu terenul, taluzul nu se mai duce în felul următor, da? Dar se sapă în teren și straturile următoare pur și simplu se fac în felul următor, da? Cu panta de 0. Aici ar fi bine să-i pun o linie, să-i adaug terenul și unde se intersectează cu terenul, de acolo ar trebui să îl terminăm
Adică ar trebui să fie o funcție ca punctul ăsta pe 26, de exemplu, pe care l-am creat, să aibă condiții de verificare. Dacă este mai mare decât delta X a punctului de intersecție cu terenul, să fie egal cu distanța respectivă. Dacă nu, să meargă mai departe. Dar asta e vorba de condiții, de decizie, cred. Deci nu pot să bag... Ba, pot să bag și aici. Cred. Da, deci dacă să luăm să-l facem foarte, foarte complex, o să ne ia ceva timp. Dar cred că asta trebuie făcut de la proiect la proiect, de îmbunătățit versiunea. Adică în momentul de față noi avem versiunea SRN003 și încet, încet îmbunătățit de la proiect la proiect. Deocamdată pe ăsta ce putem să facem, putem să-l testăm acum, da? Să deschidem un proiect. Și să-l testăm. Să vedem ce iese cu toate variabilele astea adăugate. Mută-te mai încolo un pic. Așa. Bun, deci noi aici avem sub-ansambler, da? Hai să mai adăugăm încă unul. Ok, aici bagă. Așa. Bun, mergem la paletă, mergem la custom. Custom, custom, ce nu mai am custom? Custom. Și aici dăm click dreapta, import, browse, Dropbox Composer SRN003. Ok. Încă nu i-am făcut nicio imagine, nu i-am dat denumire corect. Aici apare sub ansambl 2 din cauza, pentru că aici apare sub ansambl 2. Da? Deci aici este schimbat, structură complexă. Click să 1.0 ca să... A, nu putem? Dacă nu putem, nu putem. Scrim aici structură complexă. Nu vrea, nu vrea. Azi dăm save. Ok. Și nu mai importăm din nou. De data asta folosim pe asta, da? S-a dus pe partea... Hai să dăm și partea asta, da? Deci avem un metru, un metru și valorile predefinite. Deci aici, în teoretic, în subansamblu Composer, aici trebuie să băgăm la parametri valorile care le folosim cel mai des. Da? Deci dacă lucrăm cel mai des cu grosimele respective, băgăm aici grosimele respective, taluzele respective, da? Și vom personaliza doar în cazuri când trebuie să mai scoatem niște straturi sau nu știu ce. Dar, în principiu, valorile astea pe care le folosim cel mai des le lăsăm predefinite, da? Bun, deci în principiu aici este ok. Eu zic că vreau să scot la proiectul ăsta grosimea stratului 5 balasto. Grosime 5, vreau să-i dau 0. Și ultimul strat nu pot să-i dau 0, da? Pentru că, bine, acum pot să-i dau 0 și la ultimul strat. Nu se întâmplă nimic. Oricum n-am patul drumului. 0,2. Da? Și hai să dăm toate straturile să fie drepte aici, da? Asta ar însemna că aici trebuie să dau 0, s-a dus la talus acostament 0 și la lățimea acostament 0, parfum, și lățime banchetă asfalt 0. Deci perfect. Asta este situația care se folosește des la străduțe, da? În care săpăm exact cât ține banda de banda carosabilă în jos și plus mai avem
bordura aici, da? Bordura o punem efectiv pe betonul ei, pe fundația de beton a bordurii. Nu e cazul să săpăm până în jos, da? Pur și simplu săpăm cât ține, cât țin straturile asfaltice. În afară de asta, vreau să scot al treilea strat de asfalt, grosime 3, 0, pentru că majoritatea cazurilor am două straturi de asfalt și trei straturi de restul ăsta, cum îi zice, 0,25, da? În plus, dacă este cazul, la aceste trei straturi eu pot să le dau o lățime de acostament, 0,2, da? Adică, să zicem că aici pun bordura, da? Dar sub bordură tot vreau să fiu extins. Merge. Sau, dacă sunt în afară, vreau să-i dau pantă la, la asfalt. Mă duc aici la banchetă asfalt, nu? Talustrat asfalt, 1. S-a dus. Perfect. Și de aici a plecat deja asta către... E panta asta mai în jos. Da. Deci, în principiu, este funcțional, este făcut dintr-un singur bloc. Avem o grămadă de parametri. Din parametri ăștia nu putem să modificăm denumirile la SF, la balast, la PS, la BAD, nu știu ce. Asta nu e bine că nu pot. Trebuie să pot să le modific, pentru că sunt unele situații în care am aceeași structură rutieră, dar la o stradă nu e BA16, dar e un strat de beton. Da? Practic tot stratul 1, dar e BAD, beton. AB. Și atunci, eu dacă nu-i schimb denumirea, nu am posibilitatea să schimb denumirea, la cantități o să-mi iasă ca și cantitate de BA16, da? Pentru că el o însumeze toate străzile cu BA16. Dar dacă eu îi modific, am posibilitatea să-i modific. Atunci îi modific, da? Și respectiv voi avea cantitatea separată de BA16. Asta înseamnă că noi... A, nu, ba, da, pot să le modific. Ce vorbesc eu aici? Uite, să schimb nume 1, nume 2, nume 3, da, deci... E bine, nu, degeaba m-am panicat. Deci, în principiu, aici am mulți parametri pe care pot să-i modific, parametri dinamici, numai că mă enervează un singur lucru, că nu-i pot sorta, să-i aranjeze așa, grosimile la grosim. Bine, aici, dacă îi dau ăsta, el mi sortează. Îi pune bine. Dar dacă îi dau save și mă duc înapoi în civil, delete, o să-i dau delete la ăsta, delete, aia. Și dacă îi dau import, nu o să-mi schimbe nimic. Structura complexă, vedeți, denumirea s-a schimbat acum. Da, dar aici tot, harcea parcea, n-are nicio treabă. Dacă știți cum să modificați valorile astea, să le dați o sortare, cred că de aici. Nu, nu merge de aici. De la description, la description nu-i dai descriere, nu-i dai... Și în rest nu poți să-i mai dai nimic. Era bine dacă puteam să-i dau ordinea, de exemplu, 1, 2, 3, 4, da? Ca să fie treaba-treabă. Dar hai să încercăm aici să-i dau... 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Da? Să zicem că asta este ordine. Save. Display name. Asta tot, nu știu, defian numeration. Nu știu ce număr e la aici. Dar cred că nu e ceea ce vreau eu. Dacă știți o soluție, vă rog să lăsați în comentarii. Import SRN. Ok, zice că există deja, ia luăm, ia să vedem. Da, n-are nicio treabă.
Am putea să încercăm să-i... Hai mă, selectează-te ce ai. Nu vrea. Eroare. Ok. Cannot find the resource string number 3 in source. Ce zice asta, mă? Nu e bine ce am băgat acolo, cred că îi dă cu eroare. Și nu mă mai lasă să fac nimic, o să trebuiască să închid AutoCAD-ul. Gata, s-a dus. Da, hai să scoatem asta de aici. Order input output parametru in Composer Civil 3D. Ia să încercăm așa. Sort input. Parameters name sort dim in Civil 3D, da? Deci, bineînțeles că s-a mai confruntat cineva cu întrebarea asta. Nu degeaba. Deci, da, deci aici eu sortez, dar de fapt când mă duc aici, harcea parția le face. I cannot sort the sock by name or display, but nu știu ce, în Civil, zice că eu pot să sortez în Composer, dar în Civil nu merge sortarea. I have the behavior, nu știu ce. It's stupid that we cannot do the in sock. Using the API in the subassembly class, there are properties barab bool parameter long parameter string and aici am nu înțeleg nimic ce zice asta. E o prostie că nu putem face asta în sac. Folosind API-ul clasă subassembly există proprietăți param bool, param long, param string, param dubl. Fiecare proprietate de citire, scriere, parametru, order, deci se pare că putem comanda parametrul din listă folosind API-ul. API-ul folosind. API-ul folosind. De asta să vedem noi aici ce zice el de API. Nu, aici nu avem nimic. Aici avem comentarii. Nu prea avem proprietăți, ca să zic. Nici click dreapta nu funcționează. Și aici tot nu pot să-i dau nimic. Ar fi interesant să puteți edita da, secvențele parametrii de intrare și ieșire în fiecare compozitor. Scopul este de a face paleta de proprietăți mai lizibilă și funcțională. Bineînțeles. Chet cu ordine parametri pe care proprietăți sub ansamblu. Mărci. Form. Sac parametri în sort sensibility. Da? În ordine fișier ATC în PKT, care este un fel de fișier zip, poate știi, poate nu. Da, știu această procedură, mulțumesc. Procedură mai complexă din ce îmi dau eu seama. Adică dacă pe ăsta îl deschid, ce? Nu așa. Deschid cu Notepad. Notepad aici nu înțelegi nimic. Bun, atunci să-l dezarhivăm. Test F7. Test. Raspacovati. Ok, SRN. A, nu, eu am făcut invers, l-am arhivat. Să dezarhivez. Da. Și aici avem ATG, KF, nu știu ce, pe XML. XML-ul ăsta cred că putem să-l citim. Dar aici informații nu prea avem. Și atunci o să dau click pe Poise File. Îl dau click pe butonul ăsta și o să încercăm să citim toate fișierele de aici. Avem înălțime 1, descriere, double type, info, 16, display, nu știu ce. Aici, într-adevăr, sunt toate
grosime nume 6, nume 5 și taluz, deci aici sunt ăstea, parametri, deci a nimerit bine, doar că nu sunt în ordine. Și cred că de aici pot să le modific cu ordinea și după care să-l resalvez. Totuși e ciudat. Da, presupun că ăla este fișierul care trebuie editat, adică ăsta. Dacă pot să-l editez ATC-ul ăsta, îl deschidem în aici. Și după asta le modificăm. Deci ultima am grosime 6, nume 6, ia să vedem. În civil. Civilul l-am închis. Așa, și să pără în sort ze în... Aici cred că am fost. Nu știu cum să deschid un fișier ATC. Ia să vedem, la mine e ATC fișierul ăsta. Da, e ATC. Da, ăsta este el. Da, perfect. Deci site, ăsta rămâne așa, pentru că trebuie să rămână așa. Și ăstea trebuie să încerc să le modific. Zice el. Și el zip. Nu știu cum să deschid un fișier pentru a gestiona. Bună, deschide un notepad și veți găsi parametri acolo. Mulțumesc pentru asta, da. Sunt nou. Sac și caut locația fișierului ATC. Caut ATC, o grămadă de ele afișate. Este fișierul lor ATC pentru fișierul nu știu ce. Noroc, zip. Deci nu trebuie să îl dezarhivez, dar trebuie să-l deschid cu un zip de asta. Dropbox Composer 3. Bun, l-am deschis. Păi și o să-i pot să da save? Sau close? Da, deci cred că se poate, dar mai întâi să-l finalizăm așa cât de cât și după asta vom adăuga. Aici tot așa zice, localiza in order parametru PKT properties. Ia să vedem ce zice. Deci același lucru, folosind apelul în clasa de subvenționare parametri, deci se pare că putem comanda parametru din lista folosind apelul. Deci asta cred că e tot același lucru. Da, e același lucru. ATC, oricum îl pot găsi. Mulțumim, produse, dar când deschideți zip. Această idee este în curs de cercetare, vă vom ține la curent cu progresele noastre. Mulțumesc, asta când a fost în 21? A, e cel mai bun mod de a avea totul în ordine corectă. Dacă creați parametri în sac unde doriți să fie editarea fișierelor texte, poate fi o soluție. Dar dacă modificați sub ansamblu, trebuie să o faceți din nou. Deci dacă se modifică sub ansamblu, iar o iai de la zero. Fac sortarea parametrilor într-un fișier cu extensia ATC, un exemplu, nu este greu de făcut, SAC sortează parametrii. Poate de ce nu vor să susțină această idee și să o pună în aplicare? Locația fișierului ATC. E o variantă și asta, da? Să găsim locația la fișierul respectiv. Între 4 astea care le... am înțeles acum. Acum trebuie să găsesc SRN003. Aha. Și probabil aici, dacă modific în tacul ăsta, de ce sunt două?
Pentru că am dat rename, probabil. Notepad. Ok. Subassembly 2, da? Deci asta e denumirea veche, de asta sunt două. Și ăsta, open, ăsta trebuie să aibă altă denumire. Structură complexă, da? Deci pe ăsta eu trebuie să-l editez aici, ăsta să le resortez, să le rearanjez, da? Și după asta probabil o să funcționeze. Importul ăsta, calea asta ar fi bine să o salvez. Mai duc o dată înapoi, importus la Eno. Nu, importus, îl iau și îl adaug aici, da? Ca să țin minte data viitoare să am acces mai rapid la el. Bun, deci deocamdată atât, vedem ce mai facem în celelalte videouri.